un mic univers, să gătesc cu plăcere, să mă trezesc în alte locuri, nu în bucătărie, dar... Je t'aime Paris, je t'aime Paris. My heart beats faster at the very thought of you. Da, ia spune-mi, pe la Paris ai fost? Nu am fost la Paris. Îmi doresc să ajung la Paris, dar nu singură. Eu fiind bărbat ca și oaspete și eu stând singur, nu sunt căsătorit, chiar mi-ar place să fie o femeie. Dacă ar fi să-mi ascult intuiția, te-aș întreba ce nu ne iese astăzi. Păi cred că desertul ăla care m-am lăudat eu că o să-l fac, ăla nu o să fie că nu m-am încadrat în timp. Astă seară gazda va găti aperitiv rece, ciorbă de perișoare, clătite cu carne de pui, tagliatele cu ciuperci. Și la desert avem înghețată. O gospodină care știe ce face, domnule. Unde mai pui că anticipează spațiul de care va avea nevoie pe aici? O bucătărie tradițională, după alegeri și metode. Primul pas mai greu e să pregătesc zarzavatul. După care merge totul bandă. De ce plângi, Mihaela? De la ceapă, ustură. Dar merită, oaspeții mei, să plâng pentru ei astăzi. Gazda perfectă pentru mine înseamnă o persoană care este entuziastă, plină de energie, își dorește să dea totul pentru musafirii pe care îi are și pur și simplu să se simtă în largul ei. Din cioburi de iubire, zadarnic, draga mea, să închei o fericire. Cam așa sună melodia aia. Dar la mine, bă, lacrimile curg. Sper să fie lacrimi de fericire. Să fie lumea mulțumită și încântată că au venit la mine în vizită. Și eu chiar aș plânge de fericire. Mie îmi plac sentimentele curate. Această emisiune este și o emisiune culinară, dar în același timp și un concurs între noi cei 5 participanți. Până la o contopire totală între vinete și al tău, aragaz, ce ar mai rămâne de făcut? O să pregătesc o salată de icre, de crap, cu ceapă, pentru că e sănătoasă, chiar dacă m-a usturat pe mine ochii, e bună, face bine ceapa. Bune, și icrele cu ceapă. Văd că spor ar fi și ai de gând să faci și salata, dar nu pot să nu observ Parisul în bucătăria ta. Mă rog, ideea de Paris. Păi Parisul e visul meu, să-l văd, să-l simt. Visez de mică să văd Parisul. Ador turnul Eiffel și aș dori să urc până sus să văd tot ce cuprinde Parisul. Atâtea povești de dragoste s-au spus la Paris, s-au întâmplat la Paris. Of, te înțeleg. Dar cum se face că sufletul pereche lipsește? Sufletul pereche n-a fost prea aceeași ale cu mine. Poate am și o vină că am fost prea pretențioasă și în al doilea rând m-am dedicat foarte mult copilului meu. Am un băiat de 26 de ani. M-am hotărât că nu e sfârșitul vieții mele. Abia acum începe a doua tinerețe. Și chiar vreau să trăiesc a doua tinerețe. Ce frumos sună, cum o spui tu. Și cu tatăl copilului, ce s-a întâmplat? Nu cred că are nicio importanță. A fost o poveste frumoasă de dragoste. S-a terminat fără final și asta a fost. Ce să facem acum? Să mai trăiesc în trecut? Dus. S-a terminat trecutul. Nu are nicio importanță. Viitorul contează și prezentul. Merge înainte cu tot cu aperitiv, că de acum vinetele se pot desprinde de aragazul ce le-a mistuit, gata să fie preparate. Ce să mai vrei în plus de la viață? Am vrut să fiu artistă de când aveam 2 ani. Ai spus că ai călătorit prin lume, drumuri, muzică și multe cunoștințe, bănuiesc. Am cântat la Tel Aviv aproape 7 ani. Am avut o relație extraordinar de frumoasă cu un patron de restaurant românesc pe care l-am iubit extraordinar de mult, Dumnezeu să-l odihnească, care a fost un mare om pentru inima mea. Am întâlnit oameni minunați pe drumul vieții mele. Ei, dar de ce vreți să vrem? Lacrimile mele. Lacrimi de frig, lacrimi de ceapă și lacrimi de emoții. A fost în viața mea un om numit Puiu Pereț. Un fost fotbalist român care de asemenea a fost unic în viața mea. Acel om m-a dezvoltat aici și aici. Hai că nu vreau să fac icre cu lacrimi. Trecutul am spus că e departe, dar
prezentul e important. Cred că gazda s-ar putea să ne aștepte cu o surpriză, poate și nu numai în afara bucătăriei, dar poate și ca entertainment. Mi-mi plac uriașii, nu-mi plac piticii. Piticii, eu sunt pitică, vreau uriași. Hai, Mihailo, fă-ți treaba ta, că ai treaba aici. Vin oaspeții și tu visezi prostii. Ia uite ce e, ciorba nu e pusă la fier, ți-ți arde de prostii. Cine iubește și lasă, cine iubește și lasă, Dumnezeu să-i dea pedepsă, Dumnezeu să-i dea pedepsă. În ciuda timpului care parcă zboară, din depărtări de mult visate, doar turnul Eiffel mai veghează icrele Mihaelei. Se întrevede totuși un prim succes, nu muzical, ci culinar de această dată. Icrele mele vă așteaptă. Din ce va găti astăzi gazda, nu întâmpin neplăceri. Cred că toate vor fi pe gustul meu. Dacă nu, o să le cânt niște melodii de să fugă păscări. Lungă mi-a fost clipa când te-am cunoscut, scurtă a fost ziua ce în care ne-am iubit. Nu-i de vină luna, nici mânia mea, decât tu că în viață ți-a plăcut altcineva. Nu sunt prea încântat de cioba de perișoare, mai ales la cină. Ar merge cioba de perișoare la un prânz, ca fel principal. Blestemată fie clipa de demult, clipa ce în care noi doi ne-am iubit. Ai, cu mama, căter mama de roșie. De unde-i venit tu, din ce țară-i venit? Hai, România, dă-i cu roșia coaptă. Mă uitam la răzătoarea ta și mă gândeam, fiecare o să-și joace cartea în funcție de ce vede, crede și gustă. Da, de ce nu? Mai ales dacă arată foarte bine și este delicios, cu siguranță că i-aș da puncte în plus. De mi-ai spune, dumneata măi, m-ar mai trage roșia că m-a rupt. Ce roșii! Mi-a făcut mușchi. Mai departe, hai să vedem ce mai urmează. Cred că ar putea să greșească. Mai ales la perișoare ar trebui să fie legate, deci să nu se dezmembreze în supă. Păi să-i dăm înainte cu perișoarele, că mai sunt multe de făcut. Mon chéri, je t'en prie, ne me fais pas de peine, mon ami. Hai, spune-mi o picanterie mondenă. Întâmplător, m-am jucat pe Instagram, mă uitam. Și cineva mi-a dat hello. Ce faci? În fiecare zi mesaj, bună, bună. Și suntem la a doua lună de conversații. Dar atât de frumos și așa de frumos a creat în mine, că sunt acum așa de aerian în tot ce... Trăiesc aerian. Înțeleg. Abia mai aproape aceeași vârstă, nu e nimic ca să zic că visez vreun făt frumos. Dar nu știu că oamenii ăștia din altă parte nu sunt clădiți ca noi. Păi de unde e? Nu e din București? Nu, e din Statele Unite. Serios? Zici că e povestea de dragoste a unei dive? Divele sunt altele, eu nu sunt. Visez cu ochii deschiși spre ceva frumos. Compoziția de perișoare să nu fie făcută cu foarte multă grăsime în interior. Atunci, cu siguranță că nu știu dacă i-aș acorda un punctaj maxim. Aoleo, aoleo. Mamă. Cu așa ciorbă în viața lor n-au mâncat. Mamă cum a ieșit! O bucurie să vezi atâta autoîncurajare. Vinetele își iau deja decorul, iar alegerile Mihaelei parcă dezvăluie și mai abitir a sa personalitate în bucătărie. Ținând cont de faptul că avem și perișoare cu carne, avem clătite tot cu carne de pui și pastele care nu prea se asortează cu ciorba, mai ales cu ciorba de perișoare. Cât mai ai? La cât? Mai ai o jumătate de oră. Într-o jumătate de oră? Cum ai auzit? Aolea. Atunci să punem la fiert tagliatelele, repede. Prima clătită este întotdeauna de probă. Prima niciodată nu iese. Orice om știe că prima nu iese niciodată cum trebuie. Trebuie să probezi focul, să vezi dacă e ok, vei să vezi cam ce cantitate ar trebui să pui ca să-ți iasă textura cum o vrei tu și na. Cam prima, întotdeauna prima e de probă. M-am grăbit. Dar nu, e bine. La împachetare nu se mai cunoaște.
ce și cu aparențele astea? Se înțelege, clătitele sunt pe foc, dar ar mai trebui făcut și sosul pentru taliatele, așa că nu mai e nicio secundă de pierdut. Acum vom ști dacă Mihaela are într-adevăr experiență în bucătărie, sau măcar atenție distributivă. Gazdei de astăzi nu i-aș ierta condimente, foarte multe condimente într-o mâncare. Cred că lucrul acesta mă deranjează cel mai mult. Nu am reușit tot, dar am cu ce să mă descurc. Chiar foarte bine. Și uite așa, de la prea multă dragoste cântată cu dor și jale, am ajuns la o oală și trei cratițe pe aragaz, sfârâind apagubă. Cu toate astea, Mihaela se arată încrezătoare în forțele ei, desertul trebuie terminat, iar clătitele umplute cu pui băgate neapărat la cuptor. Nu știu, de la acest preparat sper să fie preferatul meu. Ia să vedem ce gust vor avea. Și vom mai tăia puțin mărar. La taiatelele cu ciuperci și smântână nu se pune mărar. Am visat că sunt campion olimpică, dar n-am ieșit. Că fac eu toate în 3 ore. E nici chiar așa. Aceste paste nu prea merg cu ciorba de perișoare. Mai ales că avem și clătite care sunt făcute cu făină, cu ou și la fel spune cu carne de pui. Deci o masă cam grea pentru cină.